să fac o sesizare. De la președinție mea am numărul, pot să vă dau, cu vreo 40 de minute în urmă. Eu am depus cerere la voi, deci nu aici, dar acolo la președinte, că mă dezic de cetățenia Republicii Moldova. Și în privința cererii mele, m-au trimis să mă adresez la Ministerul de Externe. Și dacă vor decide, vor găsi ei că după hotare mai am ceva în domiciliu, mi se aproba. Dar dacă nu, nu vor găsi că nu am niciun domiciliu, atunci stai în drum. Așa, vă rog că vă întrerup, da. Invit un reprezentant de la sat de petiții, da. Dar vă rog să ieșiți afară, pentru că este interzis. Bine, bine, hai, lasă vină chiar afară. Vine afară. Hai. Iată aici, eu vom discuta. Și să vedem cum. Adică eu trebuie să merg de la o instituție de stat la alta ca să le muți lor un document, că ei nu pot să fac un demers oficial. Îmi fac să-l primească în următoarele 5 minute sau următoarele ore, dacă trebuie să caute prin documente. Da, așa e procedura. Să mă duc eu la Ministerul de Externe și să mă adresez ca ei să examineze, să vadă dacă vor găsi ceva pentru că eu pot spune, dar ei trebuie să găsească. Și dacă vor găsi, mi se va aproba cererea. Dacă nu se va găsi, înseamnă că rămân mai departe în țară și tot așa cum am fost. Fără niciun... Mă scuzați, este ora mes și ei sunt plecați la masă. Revenim după masă. Este ora 12 și ceva. 12 și un minut. Noi până la 1 protestăm și la 1 lasă-i să vină să ne asculte. Okay. Mare lucru oricum nu au făcut până acum. Da, iată, eu v-am spus că... Cum? Adică eu trebuie să învăț. Păi cererea dumneavoastră în conformitate cu legislația, ea se examinează. Păi, dar de ce? Dar o sunat-o și o trimis-o după document. Și este, cum v-am zis și data trecută, este serviciul de acordare a cetățeniei și de grațiere. Și dacă refuzați, tot acolo se depune. Unde? Urmează să mergi. Eu am depus-o pe numele președintelui, păi așa se depune. Păi da, dar mai departe e clarificație. Este serviciu aparte și el iese din sediul principal. Acolo puteți să vă adresați. Și cum adică eu... Unde ați depus cererea, acolo și vă adresați. Probabil, probabil de acolo v-o și sunat, doamnă. Da, de acolo. Că aici e cu audiența. Haideam acolo, dar să protestăm. Aici este audiența, persoanelor care depun cereri la audiență, dar acolo este serviciu care... Specializat pe cetățenie și grațiere. Cetățenie și condamnare. Adică la domnul Dodon aici. Da. Adem acolo. Bine. Am ieșit de greu și de-am scodinesc. Da. Iată-i. Cum în toată splendoarea. În toată splendoarea. O instituție cu sute de angajați, cu milioane de cheltuieli zilnice, lunare, total inutilă când ai nevoie de serviciile lor. Democrația în țara Moldovei. Puteți să la partea aceea sau în față, chiar la stradă? Avem în față. Protestăm. Protestăm, ca cu acest pastel. Dar ei nu știe de ce protestăm și nici n-ați venit să întrebi. Așa? Poate dacă ne ducem la poarta aceea, o să întrebi. A, și mai vreau să mai spun încă ceva. Acum, gardul acesta e obiect strategic. Așa care nu știe, da? Să știți. Eu cam în stoma necredincios. Nu văd, nu aud, nu-mi spun, nu cred. Deci, eu am protestat acolo. Încă cu Maria Orar, cu Iura, un combatant. Și au venit polițiștii și au spus că nu vă atingeți de gard, că e obiect strategic. Da. Și el avea autorizație, m-am aliniat și eu cu ei și protestam.
Dar nu e necesară autorizație. Orice protest, dacă e pașnic, e legal, conform legii 26 din 2008. Da. Și? Pentru că eu am pus geanta pe... Da. Să iau geanta. Da, să da. Nu pun nicio hârtie pe gard. Eleu. Că e obiect strategic. Da, da. Înțelegeți și țara noi trăim. Gardul este obiect strategic. Nu o instituție de stat plătită din banii noștri. Și care e obiect strategic. Da, da, în interesul nostru. Gardul după parlament tot e obiect strategic. Da, acolo nu m-am anienat de gardul lor, da, ca cum, să da, vină. Cum. Da, tot e obiect strategic. Așa au venit polițiștii. Nu mi-au spus carabinierii, polițiștii care păzesc gardul ăsta. Ei îl păzesc zi și noapte. Da. Și iată, ăsta e obiect strategic. În centrul orașului, în centrul capitalei, obiect strategic avem, oameni buni. Timpul lui Voronin puteam să protestăm chiar și la ușa acolo sus. Na, vinea și ne lua poliția, dar puteam să ajungem până la ușa lui. Dar da. Amuș a pus gard și l-a făcut obiectiv strategic. Da, obiect strategic, s-a împlinit cu gard, da? Da. Și iată... Opșoie. Nu știu, mergem la... Unde am depus cererea, acolo este un... Da, un gardian care poate să măcar să le transmită că noi protestăm. Da, iată. Poate și aici o să le transmită, dar s-ar putea să nu vină să întrebi. Am ușa, dacă nu am găsit pe gard, e să vezi cum vin. Ia, nu ia, să mă cață nu leac pe gard, ia să vezi. Nu, când ți, au fi sprijin eu trotineta mea. Ia că am ușa eu pun aici în gard. Sprijin trotineta de gard. Ia, stați, uite-mi coașe. Lăcașa e să-mi pun în gard. Cu câteva de strategie. Am și eu vuvuzel. Care vine, polițailor veniți și transmiteți că suntem supărați, da? Da, da. Că vrem dreptate. Coață, bandiță! Tălhari! Jos mafia! Tălharilor, bandițelor! Încă e de la Cernomoreț, Odessa. Susțin eu protestele sincere și curajoase. Mai ales că femeie pământeană de-a mea, de la Sângerie. Iată-ți buschetarul, țara proprie. Dacă-s boschetar în țară. O, eu vine, punetul, eu vin, te sun și mi-a adus acolo. Îmi spui unde vin? Mă, mi-a adus la poartă, iată și... Și spuneți. Când sunt? Îmi pregătiți-mi mie înscris, pregătiți. Da, pentru ziua de mâine vin să iau răspunsul înscris, la cererea mea. Ca să din conducere să semneze. Semnatul de la conducere, dați-mi înscris ce prevede legea, de ce eu... Bine, bine, semnați-o, m-a anunțat, știți numărul, eu am venit și am luat-o. Dacă mâine va fi cineva încă de conducere, cum o semnează, cum mă sună și vin să o iau. De la președinție, femeie aceea, da? Da, femeie. Care ți-a zis că nu poți renunți la cetățenie. Da, pe teritoriul Moldovei, pe teritoriul, dacă sunt țară, nu pot renunța la cetățenie. Și așa, prima dată du-te la Ministerul de Externe și... Și acum au renunțat, dar nu te mai trimite la externe, trimite la ambasade, peste hotare. Da, dar acum am vorbit și du-te peste hotare la ambasade.
Și mi-a spus că dacă vor examina și vor găsi că tu ai imobil, ai unde locui, îți vom... Păi ce, nu a citit legea sau nu fac trimitere la lege, inventează când una, când alta? Cred că nu citesc legea. Stau în culți acolo și stau și primesc bani. Iată. Proximează. Și dacă nu știu legea, iată cum lămuresc oamenii. Și iată, cu președinția și cu în privire la cererea mea de refuz, de a mă dezice de cetățenia bucuroasă. Iată cum se te dezici. E greu să o obții și e greu și să renunți la ea. Da.